Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Deuteronom, capitolul 11. Voi citi de la versetele 18 la 25. Deuteronom, capitolul 11, de la versetul 18 la 25, pagina în Biblie 205. Cei ce sunteți aici în casa Domnului sau la internet puteți urmări în direct pe ecranele dumneavoastră textul biblic. Să ascultăm cuvântul Domnului. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie și când te vei culca și când te vei scula. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerului deasupra pământului. Căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El, Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veți face stăpân pe toate aceste neamuri, care sunt mai mari și mai puternice decât voi. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți merge. Amin. Este un cuvânt istoric, în același timp este un cuvânt practic. Este cuvântul lui Dumnezeu. Moise stă de vorbă cu Israel în numele Domnului Dumnezeu, ca purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, ca profet, înainte ca Israel să intre în Canaan. Și Domnul îl sfătuiește pe Moise să-i aducă aminte lui Israel de ceea ce trebuie să facă ca să poată să intre în Canaan, ca să poată să aibă biruință asupra Canaanului, să poată să intre în posesia țării promise, să poată Israel să intre în posesia făgăduințelor sau promisiunilor lui Dumnezeu. Sunt convins că pe fiecare dintre noi ne interesează o viață de succes, o viață de propășire spirituală, emotivă, o viață de succes în ce privește sănătatea trupului, finanțele, pâinea, succes profesional, succes intelectual, relațional. Se întâmplă însă că de prea multe ori și în prea multe domenii ale vieții suntem înfrânți. Cădem, ne amărâm, plângem, ne necăjim și am vrea să găsim soluția, calea, să putem să ajungem acolo unde ne-am promis să ajungem. Să punem mâna pe binecuvântare, să ne vedem familia mai puternică, să pot să fiu un soț mai bun. Să pot să fiu un soț mai bun, să pot să fiu o soție mai bună, un credincios statornic, un tânăr temător de Dumnezeu, un tânăr ascultător de Domnul, de părinți, de biserică. Să poți să fii familia aceea pe care Dumnezeu să poată să conteze și pe care biserica să poată să conteze. În pasajul pe care l-am citit, frașilor, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă tocmai un astfel de sfat. Cum să intrăm în posesia biruinței? Cum să intrăm în posesia binecuvântării? Cum să intri în posesia Canaanului tău? Cum să trăiești o viață de biruință, de succes? Nu în sensul unei teologii a succesului care se predică și care este atât de deșanțată în aceste zile,
ci în sensul binecuvântării pe care Dumnezeu a promis-o că o dă celor ce se încred în El. De aceea, în concluzia serviciului divin din această dimineață aici în Biserica Emanuel, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Calea spre biruință. Calea spre biruință. Trebuie să știm cu toții, de la bun început, calea spre biruință nu este o formulă magică, nu este o formulă inventată de un teolog, nu este o formulă de 1, 2, 3, 4, 5 puncte, 12 puncte formulată de societăți anonime. Calea spre biruință întotdeauna este o persoană și persoana aceasta este Iisus Hristos. Ioan 14 cu 6 a spus, eu sunt calea. Și dacă cineva vrea biruință, dacă cineva vrea succes în viață, și când spun succes, repet încă o dată, nu mă refer la această teologie deșanțată a succesului. Trimiteți-mi $1000 și eu vă trimit unul uns cu un de lemn. Nu succes din acesta. Nu bat jocura la adresa Evangheliei, ci când spun succes, spun o viață în care, în numele Domnului Iisus Hristos, poți să te ridici deasupra problemelor, poți să te ridici deasupra crizei, poți să stai în picioare în furtuna cea mai mare, poți să-ți aduci din nou familia la casa lui Dumnezeu, poți să-ți vezi din nou copiii care sunt vagabonzi astăzi în casa Domnului, poți să vezi sănătatea ta binecuvântată de Domnul, pâinea ta înmulțită de Dumnezeu. În pasajul pe care l-am citit sunt trei aspecte distincte care ne vorbesc, ne vor duce spre calea aceasta a biruinței. Și primul aspect înfederat în acest pasaj biblic este pregătirea pentru biruință. Pregătirea pentru biruință. Orice lucru cere pregătire. Orice lucru. Dacă vrei să te căsătorești, te pregătești pentru căsătorie. Dacă vrei să construiești o casă, te pregătești pentru construcția casei. Dacă vrei să coci o pâine, nu? Acasă. Trebuie să te pregătești pentru aceasta. Dacă vrei să ajungi profesor, trebuie să te pregătești, să te educi pentru aceasta. Dacă vrei să stai înaintea lui Dumnezeu și ai o chemare sfântă din partea Domnului să predici Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, nu ți este suficientă chemarea. Nu ți este suficientă chemarea. Cine dorme pe laurii că Duhul Sfânt îl învață toate lucrurile, nu cunoaște pe Dumnezeu. Îți trebuiește, așa cum spune Apostolul Petru despre profeții din vechime, când zice, profeții din vechime au făcut ținta cercetării lor stăruitoare. Trebuie să te pregătești, trebuie să mă pregătești, trebuie să stai asupra cuvântului, să te rogi Domnului, să-L studiezi, să-L meditezi asupra Lui, ca să poți să-L înțelegi și apoi să te ridici în numele Domnului și să înveți. Este o pregătire, deci, pentru biruință. Și uitați-vă cum este pregătirea învederată în pasajul nostru. Are trei dimensiuni. Prima, cunoaște personal legea Domnului. Versetul 18. Deuteronom 11:18. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntare între ochii voștri. Cunoaște personal legea Domnului. Nu există binecuvântare reală aparte de Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, și nu există binecuvântare reală aparte de cuvântul Domnului. Orice este în afara lui Dumnezeu și orice este în afara cuvântului Dumnezeu, mai repede sau mai târziu, are marca înșelăciunii, are marca demonismului, are marca firii pământești, care nu durează, care nu durează și de care nu te vei bucura. Vrei să cunoști îndurarea lui Dumnezeu? Vrei să ai parte de binecuvântările lui Dumnezeu? Familiarizează-te și cunoaște legea lui Dumnezeu. Insistă asupra acestei legi. Observați cum spune aici cuvântul Domnului, pune-o în inimă, pune-o în suflet, pune-o înaintea ta. Spune, leagă-o pe mâini, cu alte cuvinte, pune-o în faptele tale, pentru că mâinile stau pentru fapte în paginile Sfintelor Scripturii. Pune-o între ochii tăi. Nu semnează că trebuie să ne legăm Biblia de cap și să umblăm cu ea atârnată. Dar privește în cuvântul acesta, studiază cuvântul acesta. Cercetează legea lui Dumnezeu, pentru că legea lui Dumnezeu este înțelepciunea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este binecuvântarea ta și a mea. Vrei să te pregătești pentru biruință? Cunoaște personal legea Domnului. A doua dimensiune,
comunică fiilor tăi această lege. Versetul 19. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Este unul din lucrurile și din aspectele în care societatea contemporană, biserica incluzându-se, este foarte, foarte în urmă. De ce? Pentru că dumneavoastră știți foarte bine, n-avem timp pentru copiii noștri. Și atunci are timp televizorul. Este timp pentru desene animate. Este timp pentru internet. Și cine mai știe, copiii crescând în felul acesta, la ce se mai uită copiii? Ce urmăresc copiii noștri? Dacă doresc succes și dacă doresc biruință și dacă doresc binecuvântare, ca om al lui Dumnezeu, ca părinte, trebuie să-mi iubesc copiii. Și îmi voi iubi copiii, nu lăsându-i să meargă după valul lumii. Nu lăsându-i să meargă după înțelepciunea lumii, nu lăsându-i să meargă după filozofia lumii, ci insistând asupra lor cu cuvântul lui Dumnezeu, punând legea lui Dumnezeu în mintea și în inima lor. Cu atât mai mult, într-o societate ca a noastră, care se apropie vertiginos de venirea Domnului nostru Iisus Hristos și care, din punct de vedere moral, este în free fall, în cădere liberă. În cădere liberă. Uitați-vă în jurul dumneavoastră. Uitați-vă în jurul dumneavoastră. Nu trebuie să te uiți mai departe decât aici unde trăim noi, în țara aceasta noastră, care este acum America. Când președintele ales Barack Obama a primit informația că a câștigat alegerile și trebuie să ne rugăm Domnului pentru el. A făcut o gafă infernală. Când s-a ridicat să rostească cuvântul inaugural de câștig, a spus straight, gays. Cu aceasta începi un discurs? Cu aceasta încep discursul de biruință? În loc să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat cinstea aceasta să fii cel mai mare om din lume, încep cu homosexual și încep cu toate păcatele care le ridici la rang de Constituție în țară? Tinerii noștri trebuie să se trezească. Biserica lui Dumnezeu trebuie să se trezească. Adormirea aceasta în ceea ce lumea ne aduce în jurul nostru și societatea contemporană impune peste noi. Și faptul că, mă, dacă el crede, dacă ea crede, nu mai deranjează. Dar trebuie să ne deranjeze. Păcatul trebuie să ne deranjeze. Nesimțirea trebuie să ne deranjeze. Dumnezeu ne-a chemat, frați și surori, doamnelor și domnilor, să trăim o viață sfântă. Să ne ferim de orice se pare rău. Și atunci, trebuie să începem în casele noastre. Dacă dorești binecuvântare, dacă dorești binecuvântare, și sunt sigur că o dorești, ocupă-te de casa ta, învață pe copiii tăi. Învață-i cu fapta personală, pentru că așa spune aici, legea aceasta s-o legi de mâinile tale. Învață-i explicându-le-o. Învață-i în toate triburile zilnice ale vieții. Cum începe ziua, învață-i, cum se încheie ziua, învață-i, cum se călătorește, învață-i, cum se lucrează, învață-i. Învață-i și dă-le o pildă personală să vadă că dacă te apuci de lucrat, de muncă, te rogi. Dacă te duci în oraș, te rogi lui Dumnezeu. Arată-i, spune-i copilului că tu depinzi de Dumnezeu. Dacă nu-i comunici lucrul acesta, ci vei spune câte o vorbă din când în când, nu te mira, dragul meu, că fiul tău și fiica ta sunt cei mai mari vagabonzi. Nu te mira de lucrul acesta. Și să nu-ți pare greu că un păstor îți spune aceste lucruri. Dar stai de vorbă cu copiii tăi. Nu lăsa internetul, nu lăsa televizorul, nu lăsa colegi care nu știu nimic altceva decât sex, droguri și toate murdăriile în cap. Nu! Ocupă-te tu de ei. Pentru că dacă eu nu mă ocup, tu nu te ocupi. Știți dumneavoastră cine se ocupă? Cea de-a treia dimensiune, fă cuvântul Domnului legea casei tale. Fă cuvântul Domnului legea casei tale. Uitați ce spune versetul 20 din Deuteronom 11. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Cu alte cuvinte, nu numai cunoaște tu, nu numai comunică copiilor tăi, în casa ta, lege după care funcționează această familie, funcționează această casă, fără să fie legea lui Dumnezeu. De ce spune aici cuvântul Domnului? Să le scrii pe ușorii casei tale. Pe porțile tale. Dacă vă spun și vă rog să vă uitați în stânga mea, acolo unde este Liuța acum, parcă, pe Liuța o văd, Liuța Peteanu, la ușă.
De ce spune Dumnezeu să le scrii pe ușă și pe porțile casei tale? Știți ce? Pentru că ușa este poarta de intrare în casă. Poarta de intrare în casă, în curtea ta. Și dacă poarta de intrare a informațiilor, dacă ochii, dacă poarta de intrare a comunicației, gura, dacă poarta casei tale, dacă ușa casei tale nu este umplută de cuvântul lui Dumnezeu, nu este stropită cu sângele Domnului Iisus Hristos, nu este unsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dă-mi voie să te provoc și dă-mi voie să-ți întreb gândirea. Ce informații intră în casa ta? Ce porți sunt deschise pentru familia ta? Binecuvântarea depinde nu numai de Domnul care o dă, ci și de mine și de tine care trebuie să cooperăm cu acest Domn, cu acest Dumnezeu. Și este singurul Domn, este singurul Dumnezeu. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Uitați-vă la împăratul David, pentru că el este o pildă în această privință. Dacă cei de la internet și de la stație, vă rog să-mi puneți pe ecran Psalmul 101. Pentru ca să ne uităm la David, cum are el grijă de porțile casei lui, cum are el grijă de familia lui. Pentru că David vrea să fie un om de succes, vrea să fie un om al biruinței, vrea să fie un om binecuvântat. Și atunci David face un legământ cu el, cu Domnul și cu casa sau familia lui. Și să ne uităm la acest legământ în dimensiunile pe care David ne le pune și sunt cel puțin 6-7 dimensiuni. Prima, spune, voi umbla fără prihană în mijlocul casei mele. Este versetul 2, partea finală din Psalmul 101. Ce voi umbla cu o inimă fără prihană în mijlocul casei mele. A doua dimensiune, ce legământ face David? Se poartă cu înțelepciune. Psalmul 101, versetul 2, partea 1. Mă voi purta cu înțelepciune, nu cu nebunie. Nu cu această delăsare că orice este bun. Nu cu acest postmodernism. Ce-ți place ție este bun, ce-mi place mie este bun. Și în acest ecumenism, în această toleranță, Iisus Hristos este una cu Buddha, este una cu Confucius, este una cu Mahomed. Vă aduc aminte din nou cuvântul lui Dumnezeu, frașii și surori, nimeni să nu creadă că sunt intolerant. Predic această evanghelie din tinerețe, de la 17 ani, și cred acest cuvânt al lui Dumnezeu este sfânt și este al lui Dumnezeu. Ori în cartea aceasta din care predic, Dumnezeul căruia noi ne închinăm și spunem că îl iubim, Isaia 42:8 spune, eu sunt Domnul, cel sfânt, și nu împart slava mea cu oameni muritori, cu idoli. Dumnezeu nu-și va împărți slava cu Mahomet niciodată, nici cu Allah, nici cu Buddha, nici cu Confucius. Dacă El este calea, El trebuie să rămână calea. Și nu este altcineva să fie pus alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Nu. Mă voi purta cu înțelepciune. Următorul argument în casa lui David. Zice, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, înaintea ochilor tăi, versetul 3. Observați ce lege face el în casă. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor. Următoarea dimensiune. Voi urâ purtarea păcătoșilor. Și nu o va lăsa să se alipească de casa lui. Este, din nou, versetul 3. Uitați? Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Uitați-vă la copiii dumneavoastră. Uitați-vă la adolescenții dumneavoastră. Ce prieteni aduc în casă? Ce obiceiuri aduc? Vrem binecuvântare, vrem propășire, vrem izbăvire, vrem toate lucrurile de la Dumnezeu. Dar trebuie să lucrăm cu Dumnezeu. Mai departe, inima stricată și cel rău nu au ce căuta în casa mea ca să mă sfătuiască, versetul 4. Inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău, nu-mi trebuie sfatul lor. Altă dimensiune, cel ce se dedă la înșelăciune și spune minciuni nu va locui lângă mine, Psalmul 101, versetul 7, este în același jurământ pe care David îl face cu privire la casa lui. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea, cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Ce fel de prieteni ai? Ce fel de prieteni au copiii tăi? Adolescenții din casa ta? Care este cercul cu care se adună soția ta sau soțul tău?
dacă este un cer de mincinoși, dacă este un cer de flecăreți și de limbute, fă legământ ca David. Nu aduce blestem peste tine. Nu lăsa copiii, nu lăsa familia, nu lăsa soțul, nu lăsa soția. Luptă pentru casa ta. Luptă pentru binele casei tale. Dumnezeu are o cale spre biruință și Dumnezeu în această privință ne cere să ne pregătim. Și pregătirea aceasta trebuie să fie intensă. Cunoaște legea Domnului. Comunică legea aceasta copiilor tăi și apoi fă legea lui Dumnezeu legea casei tale. Ai grijă de porțile de intrare a informațiilor, pentru că de acolo vin toate păcatele. În al doilea rând, condițiile biruinței. După ce am văzut pregătirea, în acest pasaj, privind intrarea lui Israel în Canaan, Dumnezeu îi cere condiții. După ce te-ai pregătit și ești bine echipat acum, ești înarmat, sunt înarmat, sunt pregătit, am niște condiții. Și sunt două condiții speciale învederate în pasajul pe care l-am citit în auzul urechilor dumneavoastră. Prima condiție este o viață consacrată. O viață consacrată lui Dumnezeu, versetul 22 din Deuteronom 11. Căci dacă veți păzi toate aceste porunci, nu selectiv, dragul meu, nu selectiv, pentru că cei mai mulți păzesc selectiv, le-ar place cu Dumnezeu, dar să nu se pocăiască. Le-ar place cu Dumnezeu, dar să nu-și lase idolii lor, să nu-și lase obiceiurile lor, să nu-și lase blestemele lor, vorbirea lor murdară, să nu lase. Nu se poate selectiv. Cum ar fi, dă-mi voie să te întrebi și să-ți provoc puțin gândirea, dacă ești soț și dacă ești soție, cum ar fi soțul tău a să fie cu tine și două zile în altă parte? Sau soția ta a cu tine și trei zile în altă parte? Să spună, te iubesc, dar știi, așa o dată pe săptămână. În restul, mă duc la amanții mei, la ibovnicele mele. Dumnezeu spune că este un Dumnezeu gelos, te vrea cu gelozie, mă vrea cu gelozie pentru El. Este o viață consacrată, căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El. Uitați, o cerință împătrită din partea lui Dumnezeu. Dacă veți păzi toate aceste porunci, 2. Dacă veți iubi pe Domnul, 3. Dacă veți umbla în toate căile Lui, 4. Dacă vă veți alipi de Domnul. Cu alte cuvinte, este exact ceea ce înțeleptul Solomon spune în Proverbe 23:26. Fiule, dă-mi inima ta mie. Nu porțiuni din inimă, nu porțiuni din gusturi, nu porțiuni din priviri, nu porțiuni din urechi, nu porțiuni din fapte, nu porțiuni din umblare. Astăzi în biserică și după masă în discotecă. Azi la casa Domnului și mâine la dans. Astăzi îmbrăcat decent și mâine nu mă pot așeza pe scaun. Wake up! Trebuie să ne trezim, frați și surori, și trebuie să căutăm pe Domnul cu adevărat. Dă-mi inima ta! Deci, uite-te, vezi ce iubești. Vezi unde umbli mai repede. Unde ți este inima pornită mai iute? Spre lucrarea lui Dumnezeu sau spre lucrarea firii? De cine te alipești mai repede? Pentru că aici spune, dacă veți alipi de Domnul. Pe de altă parte, ce nu-ți place din cuvânt? Pentru că aici spune, dacă veți iubi toate poruncile mele. Și cum am spus înainte, nu trebuie să fiu selectiv și nu trebuie să fii selectiv. Ce nu-ți place din cuvânt? Ce lege ai căuta care să-ți îndreptățească gândirea, pofta, înclinarea ta firească? Trebuie să căutăm pe Domnul cu tot din adinsul, cu toată inima. Și trebuie să o facem cu bucurie, frașesuror, doamnelor și domnilor. Pentru că Dumnezeu vrea binele nostru, vrea binecuvântarea noastră. Cred că ești convins că Dumnezeu te iubește. Dacă nu ne-ar fi iubit, n-ar fi venit Iisus Hristos să moară pentru noi. Dar pentru că El ne-a iubit, a venit și a dat viața pentru noi. Și a dat viața pentru mine și pentru casa mea. Și atunci de ce să-mi urăsc eu casa, portându-mă cu neînțelepciune? De ce să-mi urăsc eu copiii, dându-le o pildă care îi îndeamnă spre lume, în loc să îi îndeamnă spre casa lui Dumnezeu, spre alipire de Dumnezeu? Haideți să fim înțelepți. O viață consacrată, pe de altă parte, este o viață în credință, de umblare în credință. Versetul 24, partea 1. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru.
orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Asta înseamnă umblare prin credință. Cineva făcea această afirmație și cred că este o afirmație foarte frumoasă, foarte bine gândită. O promisiune crezută este o promisiune avută. O promisiune crezută este o promisiune avută. Acesta este adevărul. Știți de ce? Credința nu umblă prin vedere. Credința nu umblă prin vedere, dar vede după ce a umblat. Și tu și eu trebuie să știm că Dumnezeu onorează credința. Dar nu cineva să creadă că onorează credință pentecostală sau credință baptistă sau credință ortodoxă. Onorează credința biblică. Credința care izvorăște și se naște în tine și în mine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu și a trăirii după acest cuvânt. Sfântul Apostol Pavel, în Romani 10:17, spune în felul următor: astfel, dar credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul Domnului. Deci trebuie să auzi cuvântul Domnului, nu trebuie să auzi declarația de credință. Cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere să nască adevărata credință în tine. Credința aceea prin care să te convingă că tu ești păcătos, că eu sunt păcătos, credința aceea prin care să te convingă că de puterea păcatului și a morții nu poți scăpa, decât numai jertfa Domnului Iisus Hristos te scapă. Credința aceea prin care cuvântul Domnului te convinge că se poate umbla în neprihănire ascultând de Dumnezeu. Acestea sunt condițiile. Și apoi, cunoscând pregătirea, cunoscând condiția, haideți în al treilea rând să vedem calea spre biruință. Cum arată această cale spre biruință, așa cum este învederată ea în acest pasaj biblic? Cum arată ea? Calea spre biruință, știm că este Iisus Hristos, a spus-o la început. În pasajul acesta, calea spre biruință este învederată în promisiunile Domnului, în promisiunile lui Dumnezeu. Cine crede făgăduințele Domnului sau promisiunile Lui, ființa aceasta intră în posesia binecuvântării. Ființa aceasta capătă îndurarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru două motive. Primul motiv. Toate promisiunile Domnului sunt întotdeauna pe măsura nevoilor noastre. Întotdeauna pe măsura nevoilor noastre. Versetul 23 și versetul 25, partea 1 din Deuteronom 11. În traducerea Cornilescu, lipsește adverbul acesta de timp, dar în textul ebraic există. Și dacă vă veți uita în traducere englezească, veți vedea adverbul de timp tradus acolo prin then. Atunci. Atunci Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri. Și vă veți face stăpân pe toate aceste neamuri care sunt mai mari și mai puternice decât voi. Versetul 25, partea 1, nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Israel trebuia să intre în Canaan. Pe Israel, în momentul acesta în care intră în Canaan, este un popor nomad. Din loc în loc, ca și beduinii de astăzi. Este un popor primitiv din punct de vedere militar. 40 de ani în pustie, fără țară, fără o industrie puternică, fără armată puternică, Israel este vulnerabil. Cananiții, 10 popoare care locuiau în Canaan, sunt bine înarmați, sunt războinici, cetăți întărite, cetăți fortificate. Despre Ierihon, istoricii din vechime și contemporan nouă spun că probabil a fost cel mai vechi oraș, fortăreață din lume, cu zidurile cele mai puternice. Cum să cucerești? Cum să cucerești? Făgăduințele lui Dumnezeu însă sunt pe măsura ta și măsura mea. Dacă Dumnezeu a spus că vom birui, dacă Dumnezeu a spus lui Israel, vei birui neamuri mai puternice decât tine, mai înarmate decât tine, mai pregătite pentru război decât tine, Dumnezeu îți spune și ție, îți stă înainte un diavol puternic cu toată hoarda lui de demoni, îți stau înainte oameni răi, îți stau înainte frați mincinoși uneori, îți stau înainte oameni din familie chiar, care se ridică împotriva ta să nu mergi pe calea mântuirii, să nu mergi pe calea pocăinței. Dumnezeu merge înaintea ta. Dumnezeu merge înaintea mea, Dumnezeu merge înaintea noastră, dar trebuie să credem lucrul acesta, pentru că orice a spus El este pe măsura noastră. Nu există dușman, ține minte acest lucru, nu există problemă, nu există necaz, nu există criză care să fie peste puterea ta sau peste puterea mea. A spus-o Domnul în acest pasaj? A spus-o Sfântul Apostol Pavel
în 1 Corinteni 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită, nicio încercare care să fie peste puterea voastră. Și odată cu ispita sau încercarea, Dumnezeu a pregătit și mijlocul de ieșire din ea. Dacă crezi acest cuvânt și dacă crezi acest cuvânt, înseamnă că ești binecuvântatul Domnului. Înseamnă că sunt binecuvântatul Domnului. Înseamnă că înțeleg că ce vine în fața mea și ce vine în fața ta nu este pe măsură să ne doboare din credință, să ne dea înapoi din credință. Deși unii se dau înapoi din credință. Când a venit vântul peste ei, când a venit încercarea peste ei, cum spune Iisus Hristos în pilda cu sămânța, în cele patru aspecte, cum a venit vântul, cum a venit ploaia, cum a venit furtuna, dau înapoi. De ce a îngăduit Dumnezeu peste mine? De ce m-a lăsat într-o furtună așa de mare? Nimic nu este peste puterea noastră spirituală, peste puterea noastră intelectuală, peste puterea noastră fizică, peste puterea noastră sufletească, emotivă, nimic. Făgăduințele lui, deci calea spre biruință, făgăduințele lui sunt pe măsura nevoilor noastre. Și dacă ai nevoie de biruință, Dumnezeu îți dă biruință. Ai nevoie de binecuvântare, Dumnezeu îți dă binecuvântare. Orice nevoie, Dumnezeu are făgăduință pentru nevoia respectivă. A doilea aspect, a doua dimensiune, toate făgăduințele lui sunt sigure ca legea Domnului. Versetul 25, partea finală. Uitați-vă cât de interesant este scris versetul acesta. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi cum v-a spus. Cum v-a spus, dacă puteți sublinia acolo pe internet, cum v-a spus. Deci cum va face? Exact cum a vorbit. Exact cum a vorbit. Făgăduințele lui sunt așa de sigure ca legea Domnului. Dacă Domnul a vorbit... Și el a vorbit, ce a vorbit este sigur, este sigur, ce a ieșit din gura lui Dumnezeu este sigur. Dacă ți-a spus binecuvântare, binecuvântarea este cum a spus-o, nu este diferită. Dacă ți-a spus biruință, biruința este cum a spus-o, nu este diferită. Dacă ți-a spus izbăvire, izbăvire este cum a spus-o, cum a vorbit-o, cum a scris-o, nu este diferită. Să nu credem că o micșorează Dumnezeu. Nu! A spus-o mare, mare ți-o dă. A spus-o cu o măsură în plus, așa ți-o dă Dumnezeu. Cum a vorbit, așa își împlinește cuvântul. Domnul nu trage nimic din cuvântul lui, nimic din făgăduințele lui. Nu reduce în măsură, în dimensiune. Toate binecuvântările lui sunt pe măsura cuvântului rostit. Înțelegi lucrul acesta? Înțelegi frumusețea și adâncimea acestui gând? Dumnezeu va răspândi cum a spus, cum a scris, cum a vorbit. Tot ce este în cartea aceasta, frații mei, tot ce este în Biblie, tot ce este în Sfânta Scriptură, tot ce este în cartea lui Dumnezeu, cum vrei să o numești, este exact așa cum a spus. Exact cum a vorbit Dumnezeu. Mereu vă amintim aici, în numărul 23 cu 19, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului căruia să-i pară rău de făgăduințele făcute. Ce a spus el oare nu va împlini? Dacă Dumnezeu a spus că ne poartă de grijă, vreau să știm că ne poartă de grijă. Cât de mult mă pot rezema pe aceasta? Atât de mult cât te poți rezema pe Dumnezeu, absolut. Dacă Dumnezeu a spus, îți voi da pâine ca în somn și poate vine criza mai mare decât care este acum. Aleșilor lui le dă pâine ca în somn. N-a spus Dumnezeu, cum spuneam în alte ocazie, dormiți toată ziua cu picioarele pe perete când sunteți plictisiți și o să beți numai Pepsi și o să vă meargă bine toate. Nu, mi-a spus, partea ta, fă-o, muncește. Dar în criza cea mai adâncă, în locurile cele mai dificile, cum este David în pustiu, Psalmul 63, spune, te caut, Doamne, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Dar când mă gândesc la tine și când știu că tu ești în templul tău cel sfânt, asta însemnează în templu, în control, în control. Când știu că ești pe tronul tău cel mare, asta înseamnă că este stăpân absolut. În același pustiu, sub aceeași amenințare a lui Absalom și al generalului său cel mai apropiat, Ioab, în aceeași condiție în care numai cu un număr mic de oșteni stă în fața oștirii lui Israel peste care a domnit până în momentul acela rebeliunii lui Absalom, în aceleași condiții, David, care se teme la început,
Te caut, Doamne, într-un pământ sec, uscat și fără apă, pentru că se uită la Dumnezeu și aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu și aduce aminte de făgăduințele lui, de faptul că ce vorbește așa se împlinește. David spune, mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase când mă gândesc la tine. Pentru că Dumnezeu n-are nici mână scurtă, Dumnezeu nu este niciodată în criză, Dumnezeu nu are lipsă niciodată, magazinul lui deschis tot timpul, izvoarele lui cur neîncetat, la el nu există secetă, are apă curată, are binecuvântări, este plin de îndurare, bogat în bunătate, slăvit să fie numele lui. De aceea, în această dimineață aici, în Biserica Emanuel, în această zi sau seară, în casa ta, stând acolo la internet, ori la radio, oriunde te găsești, în mașină, dacă asculți CD-ul sau DVD-ul, pune-ți această întrebare. De ce este sufletul tău amărât? De ce este viața ta răvășită? De ce este casa ta în ruină? De ce ai această amărăciune? Nu există cumva aspectul acesta unei necooperări apropiate cu Domnul? Dumnezeu are încercări peste noi. Și ne lasă, așa cum spune David în Psalmul 34, de multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit. Dar totdeauna îl scapă Domnul. Oare nu este timpul să te scape și pe tine sau pe mine? Ba da, ce este de făcut? Trebuie să te pregătești pentru biruință după legea lui Dumnezeu. Și această pregătire este întreită de, vă aduc aminte, însușește-ți personal cuvântul Domnului. Comunică cu încredere acest cuvânt copiilor tăi. Fă cuvântului legea casei tale. Îndepărtează legile celelalte, obiceiurile celelalte, care te-au ruinat, care te-au făcut să gemi așa cum gemi poate astăzi. Pe de altă parte, respectă condițiile pe care le spune Domnul pentru biruința ta, pentru binecuvântarea ta, pentru binecuvântarea casei tale. Și acestea sunt o viață consacrată lui Dumnezeu și o viață în credință cu Dumnezeu. Și apoi, nu uita, promisiunile lui sunt pe măsura nevoilor tale și ale mele întotdeauna, indiferent cât de mari sunt aceste nevoi, cât de mult sunt vrăjmașii tăi sau ai mei, cât de adâncă este sărăcia sau criza economică în care ai intrat țara și lumea întreagă, sunt pe măsura nevoilor tale promisiunile lui și, pe de altă parte, promisiunile lui întotdeauna sunt sigure ca legea Domnului. Am să vă fac bine cum am spus. Eu nu-mi schimb cuvântul. Eu nu-mi schimb promisiunea. Caracterul Domnului rămâne sfânt pentru totdeauna. Pentru că acest caracter se vede, frați și surori, doamnelor și domnilor, și în vorbirea noastră. De aceea, în concluzie, în această dimineață, nu știu care ți este criza, nu știu care ți este problema, nu știu cu ce te frămânți în casa ta și cu ce te lupți, nu știu ce se întâmplă cu copiii tăi sau cu soțul tău sau cu soția ta sau cu business-ul tău, cu școala ta, cu mersul tău. Știu un lucru însă, Dumnezeu este în control. Dumnezeu este de partea noastră, Dumnezeu nu-și schimbă făgăduințele, iar tu și cu mine putem să ne bucurăm de biruință ascultând de Domnul, dar nu selectiv, ascultând de toată legea Domnului, pentru că toată legea Lui aduce binecuvântare.